Sărbătoare mare în comunitățile de ruși lipoveni de pretutindeni, care se pregătesc să întâmpine postul mare prin cântec, dans și voie bună. În această perioadă, ei pregătesc delicioasele rețete cu lactate și ulei. A început maslenița, sau sărbătoarea clătitelor. Una dintre cele mai vechi sărbători de origine precreștină pe care datina o rânduiește cu 56 de zile înainte de Paști. Numele vine de la cuvântul maslo, ceea ce înseamnă unt sau ulei, și are legătură cu faptul că multe din mâncărurile preparate cu această ocazie sunt unse cu unt. Maslenița coincide cu săptămâna albă, premergătoare postului mare pentru comunitățile ortodoxe. Sărbătoarea veseliei adună la oaltă toată comunitatea. Așa s-a întâmplat și în comunitatea rușilor lipoveni din Botoșani. Cu mic cu mare, îmbrăcați în costume tradiționale, s-au adunat la un local din oraș pentru a-și lua împreună rămas bun de la iarnă. După zilele de petrecere vin săptămânile de smerenie ale postului mare, în care dansul și veselia sunt interzise. În ziua de azi e satul secolului la carne. De mâine, toată săptămâna până pe data de 18, nu se mai mănâncă carne deloc. Se mănâncă brânză, ouă, lapte și se fac petreceri în continuu. Mâncărurile preparate în săptămâna albă sunt cele pe bază de lactate și ouă, precum varenichii, tradiționalii colțunași cu brânză, vișine și miere, piroșchi, gogoși cu brânză, clătitele stropite cu miere, care nu sunt doar delicatese specifice, ci au o însemnătate aparte în cadrul sărbătorii. Înseamnă o săptămână de petreceri, înseamnă o săptămână de vizite la bunici, la părinți, la rude, la neamuri. Vedeta săptămânii este clătita, sunt colținașii și alte bunătăți bazate pe brânză, lapte, ouă, pentru că asta înseamnă maslenița, fără carne, doar săptămâna albă. Cu plăcinte cu brânză, cu colțunaș, cu clătite cu brânză de vaci și cu smântână, cu bunătăți specifice săptămânii albe. Săptămâna asta ne pregătim, deci, pentru post și bucurie. Bucurie, clătite, colțunaș. Ce mai bun punem pe masă? Nu, și așteptăm musafiri. Musafiri, că trebuie să primim, deci, tot timpul trebuie să fie așa, câte cineva prin casă. Să nu fim singuri săptămâna asta. Ne pregătim de post și cumva familia trebuie să fie unită, să ne mai cerem iertare unul la altul dacă am greșit. Și așa că trebuie să fim cu ai noștri dragi. Având în vedere că suntem în ansamblu mare, ne-am pregătit, după cum ați văzut, cu piese ca să cântăm publicul. Come on.
sărbătoarea Maslenița în casele și în sufletele noastre. Veselă, plină de voie bună, să fie toți cu inima curată, pentru că este intrarea în post, atunci trebuie să fim iubitori, iertători, să fim buni, iubitori și în casă să fie pace, armonie, sănătate și numai bine. Chiar dacă unele dintre obiceiurile pe care rușii lipoveni le practicau de Maslenița s-au împuținat, sărbătoarea veseliei care anunță sosirea primăverii este încă respectată cu sfințenie și una dintre cele mai așteptate. O sărbătoare care de-a lungul timpului a îmbrăcat valenții dintre cele mai frumoase. Este o sărbătoare străveche care s-a păstrat până în zilele noastre și marchează intrarea în postul Paștelui. Dar în același timp marcăm și despărțirea de anul vechi. Este o primenire sufletească pentru noi, așadar avem toate motivele să ne bucurăm de această sărbătoare. Sărbătoarea Masleniței are darul de a reuni de fiecare dată un număr mare de ruși lipoveni care păstrează în amintirea lor zestrea noastră de cultură și de tradiție primită din moși strămoși. Sunt lucruri extraordinar de frumoase pe care noi suntem datori să le transmitem și tinerii generații. În mod tradițional, această sărbătoare se desfășoară pe parcursul unei săptămâni. În comunitatea noastră, o săptămână întreagă o așteptăm și toată această așteptare este concentrată în această zi frumoasă de duminică. Alături de ansamblurile Solovușchi și Novaia Zarea a comunității rușilor lipoveni din Botoșani, au cântat și au dansat membrii ansamblurilor Berioza și Zviozdă, ale staroverilor din satul Manolea. Am ajuns în Botoșani astăzi, este o sărbătoare mult așteptată în comunitatea noastră. Este prima dată când venim în Botoșani cu ansamblurile din Manolea, ansamblu de dans și ansamblu vocal. Am fost foarte frumos întâmpinați aici, o lume primitoare, caldă și sperăm să ne bucurăm împreună de acest eveniment, să petrecem ziua cum nu se poate mai bine. Faptul că ne cunoaștem trecutul, cred că ne face să prețuim mai mult prezentul și să dorim să-l facem mai frumos. Asta. Și tinerii, copiii vin, sunt curioși să cunoască. Sunt foarte implicați în activități, iar aceste ocazii de a ne întâlni, de a mai ieși din comunitatea noastră, din locul unde ne petrecem fiecare zi, îi motivează și mai mult să cunoască lucruri despre trecutul comunității noastre, să valorifice tradițiile pe care le primesc și asta îi motivează. Tinerii artiști au pregătit surprize muzicale doamnelor. Ramașca, ramașca, țvitou, pari voi, reală stai ramașchi ca la colcei dugoi, abicea ramașchi, vechi eu iubi, abicea ramașchi, rastui pagari. Abișara mașchi, vechei o iubi, abișara mașchi, rasui
voi, tinerii reprezentanți ai comunității, cum vă pregătiți pentru această sărbătoare? Păi, uitați, cu dans, cu muzică, încercăm să ne adunăm, să creăm amintiri, să fie totul frumos, să fie o atmosferă plăcută, așa încât să intrăm cu bine în post. Se sărbătorește lăsatul secului de carne, deci urmează săptămâna de lapte, brânză, așa, și se sărbează. Ne adunăm, ne petrecem, ne cântăm, dansăm. Se sărbătorește și acasă. Mi-amintesc când eram eu mic, practic sărbătoarea asta era cu mai mult fast. Mergeau cu cai prin sat, cai împodobiți. Într-un fel, spuneau bătrânii noștri, upravajele maslințu, în sensul, petrecem partea de fruct, partea de dulce și ne pregătim pentru post, dar cum altfel decât cu bucurie. Mai mult se axau și pe partea asta cu preparatele, se făceau acelea piroșchi, da? Acei cozonaci cu brânză, cozonacii povinești, acele plăcinte cu balimbru care se găsește la români, dar la noi le făcea mai... Se mai gătesc și astăzi? Da, sigur că da. Da. Într-un fel, spune cel puțin fiicul meu, spune, mama, dacă nu faci piroșchi de cerea, păi ce haznă are săptămâna asta? Trebuie să simt că era și bunica odată. Și încercăm să ducem tradiția mai departe. Deci, costumele erau costumele populare care se purtau la biserică, costumele cu care te duceai la nuntă, nu era același cu care te duceai la biserică, și costumele de zi cu zi. Noi am preluat forma mai de nuntă, să spunem așa, nu costumele de zi cu zi, și le ducem, bineînțeles că le ducem mai departe, pentru că nu am mai fi noi. A fost o perioadă în care se simțea că se pierde pe drum, slavă ție, Doamne, că a fost cu reinventarea comunității, cu reinventarea, cu scoaterea de la naftalina tradițiilor, cu scoaterea de la naftalina cântecilor, a obiceiurilor, și acum ne simțim mai îndreptățiți să le purtăm, știți? Fusta, care este de jos, zapăn, șorțul, care se leagă în brâu, bluza, tipic cu toate cusăturile astea tradiționale, și șiragul de mărgele. Șiragul de mărgele, care era nelipsit. Ăsta e un șirag foarte vechi. Ăsta cât, da, deci cred că are 100 de ani șiragul ăsta, că e de la bunica străbunica. Da, șalca, care astea sunt mai moderne, mă rog, cu chistii, deci cu franjurile astea. Și în cap, bineînțeles, podoaba specifică femeii măritate, care e asta, zbornic. Poisic,
e un simbol al poisicului, dar practic asta ține mai mult de biserică, pentru că cu poisic mergem la biserică, bluza, îmi cer scuze, nu am o bluză tradițională, îi acea podoabă, baticul, șalul care se pune pe spate sau în cap, depinde, și nelipsutul zbornic, fiind o femeie căsătorită, este simbolul femeii căsătorite, practic chicica fiind o căciuliță din pânză care se pune în momentul în care se citește cununia. O parte din cununia, din taina cununiei, reprezintă și punerea pe cap, într-un fel a spune, ți s-a terminat cu înfloritul, știți? Așa, de acum înflorești prin copii. Și ca să putem noi să ne mândrim cu ceea ce avem, s-a inventat zbornicul, cu diferite modele, cu diferite floricele, cu diferite ornamente, dar e același zbornic. Matușca este originară din Rusia, s-a născut într-o localitate din munții Ural, dar destinul a adus-o la Botoșani și ne-a mărturisit că se simte acasă în comunitatea staroverilor de aici. Сами по себе традиции русских липован – это христианские традиции. И поэтому нет большой какой-то разницы, то, что румыны или русские люди. Главное, чтобы этот обычай был христианский. И в разных странах христиане имеют немножко разные обычаи. Но интересно именно, когда они друг друга дополняют. И когда соединяются вот теми, как, например, вот у нас получилось, получается, чему-то я учу, а чему-то меня муж учит. Масленица – это традиционный праздник, который предшествует Великому посту. В эти дни мы кушаем еще скоромную пищу, еще сегодня можно кушать мясо, а вот следующую неделю мы будем уже только кушать молочные продукты и продукты с яйцом. То есть сегодня еще такой последний день с мясом. Вот. И мы начинаем уже неделю перед постом. В посту нам приходится уже долгое время обходиться без скоромной пищи, поэтому этот день праздника, заговени перед постом, также это время игр, каких-то вот молодежь, знакомиться. Вот всегда была на Руси такая традиция, чтобы в эти дни, играя в каких-то конкурсах, молодежь знакомилась. Потом они Великий пост молились и просили у Бога мудрости, разума, знать, правильно ли выбор они делают. И уже после Великого поста, исповедавшись, причастившись, люди принимали такое серьезное решение. Скажи, как вы дома праздновали Масленицу? У нас на площади, центральной городской площади, была сцена, где тоже устраивались конкурсы, пели песни. Был ледяной столб, потому что тогда еще было холодно обычно. Это Урал, там еще снег в то время. Был ледяной столб, по которому мужчины залазили, пытались достать подарок, который находился сверху. Бились подушками и какие-то такие вот спортивные конкурсы, в которых каждый мог показать свою удаль. Это девушки обычно раньше пели, показывали свой красивый голос, а мужчины показывали свою силу и ловкость, кто вот лучше. Это как раз был момент для того, чтобы каждый мог найти себе пару. În ultima zi a Masleniței, numită și Ziua Iertării, supărările sunt uitate. Staroverii își cer iertare unii altora pentru a intra în post fără resentimente și pentru a oferi celorlalți liniștea și iertarea cuvenită. Se lasă în urmă toate grijile, astfel încât credincioșii să poată intra în postul mare, cu inimile împăcate și liniștiți sufletește.
rușii lipoveni și-au cântat cele mai frumoase melodii, iar costumele tradiționale și veselia care îi caracterizează au învăluit sărbătoarea. La finalul petrecerii, cu mic cu mare, au participat la jocurile și concursurile specifice Masleniței și apoi au fost recompensați cu daruri și tradiționalele clătite, blinuri.